Am revenit în studio după pauza de publicitate. Andreea Răducan și Marius Iurzică sunt invitații mei de astăzi. Este și ziua lor. Andreea Răducan împlinește 37 de ani, iar Marius Iurzică 45 de ani. La mulți ani, dragilor! Din nou, sănătate să aveți, bucurii! Facem așa o dedicație ca la radio. Andreea, te întrerupsesem pentru pauza de publicitate. Întrebarea era așa mai pe scurt, cât de mult te-a influențat pe tine ca persoană acest cuplu Belu Bitang, pentru că, da, ai câștigat medalii frumoase cu ei, medalii olimpice, dar te-a și influențat cu siguranță ca om. În ce fel? În primul rând, sunt extrem de recunoscătoare pentru că am avut posibilitatea să îi întâlnesc și sunt convinsă că o mare parte din ceea ce am reușit să realizez în viață li se datorează. Așa cum eu obișnuiesc să spun, că luăm de acasă, de la părinți, ceea ce este mai important, însă oamenii cu care colaborăm își aduc aportul la educația, la educația noastră, la modul în care ne dezvoltăm și pentru acești doi oameni chiar am un respect deosebit și trebuie să spun că sunt extrem de necăjit atunci când văd lucrurile neplăcute care se scriu sau se spun. Ok, sigur că toată lumea greșește, sigur că și eu și fiecare dintre noi avem poate momente neapărat de rătăcire, dar în care poate nu reacționez cel mai corect sau poate că nu iei deciziile întotdeauna cele mai bune, în momente destul de dificile, cu o presiune și o tensiune imensă, cu o responsabilitate foarte mare. La câtă bucurie au reușit oamenii aceștia să aducă, sigur, cumva prin noi sau prin rezultatele pe care noi am reușit să le obținem, pentru că în sală eram zi de zi împreună și munceam împreună în cantonament de asemenea, însă la concurs trebuie ca tu, ca și sportiv, să urci pe aparat și să-ți faci treaba, atunci antrenorul deja stă cu stomacul strâns, cum spunem noi, și cu sufletul la gură în ideea în care tu trebuie să-ți faci treaba. Și să dovedești tot ceea ce ai muncit zi de zi în sala de antrenament împreună cu dumnealor. Și totuși cred că niște oameni care reușesc nu odată sau de două ori, când ai putea să spui că e o întâmplare, că au reușit să obțină niște rezultate deosebite, dar pe un parcurs atât de lung de timp, să aduci atât de multă bucurie, sigur și dumnealor, pentru că era mulțumirea muncii pe care o aveau, dar și nouă și familiilor noastre și atâtor oameni care au fost alături de noi pe perioada în care eram sportivi și să nu arăți recunoștință, mi se pare... Am să mă rezerv în a spune doar neplăcut, dar povesteam mai devreme de cât de recunoscători ar trebui să fim. Nu am cum să nu fiu recunoscătoare. Sunt o grămadă de fete care au practicat gimnastică în aceeași perioadă cu mine. Au fost 20 de gimnaste la Unești, la lotul de junioare unde eu am fost și din acea selecție am ajuns doar două dintre noi să reprezentăm echipa națională. Am avut posibilitatea să lucrez cu acești doi oameni și sunt convinsă că poate dacă aș fi avut alți antrenori, nu aș fi avut posibilitatea să ajung atât de sus. Spun asta și pentru că aveau deja experiența necesară, modul în care știau să lucreze cu fiecare sportiv în parte. Faptul că au reușit, chiar cu severitatea pe care o aveau uneori, să ne țină de fapt pe noi mult mai unite ca și echipă și să arătăm asta și în competițiile la care mergeam. Și sunt foarte multe lucruri la care aș avea răspuns pentru lucrurile neplăcute, ca să nu spun mizerii care se aruncă și se scriu. Așa cum am spus mai devreme, poate că fiecare dintre noi greșim, poate că facem lucruri mai puțin plăcute unora sau altora, dar cred că recunoștința ar trebui să existe în fiecare dintre noi pentru ceea ce obținem în viață. Iar eu repet, sunt extrem de recunoscătoare și așa cum domnul Belu spunea mai devreme, dacă aș avea posibilitatea să fac același lucru în viață și să știu că rezultatul este la fel de frumos, aș face negreșit același lucru și mi-aș dori să pot să fac asta cu aceiași oameni pe care i-am întâlnit pe parcursul vieții până acum. Ce frumos! Recomandăm celor de acasă să citească Cartea Magia, unde se vorbește în continuu despre recunoștință și, cum spuneai și tu, chiar dacă avem un om sau o situație în viața noastră care e mai puțin plăcută, este imposibil să nu găsești 10 lucruri astfel încât să le pui acolo pentru ce ești recunoscător omului respectiv, pentru că fiecare om, așa cum e el, are calitățile lui. Nu există om fără calitate. Despre asta este vorba.
Mi se pare, tu ca om ai o problemă dacă te uiți la o persoană și vezi doar cei mai rău și cei mai urât în omul respectiv. Exact. Nu pot, n-aș putea să concep și nici să înțeleg lucrul ăsta. De asta probabil că există tot felul de mă rog, discuții contradictorii. Ce a fost bine în gimnastică, ce n-a fost bine în gimnastică. Ok, dacă acum este bine ce e în gimnastică, atunci e în regulă. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu de acord cu lucrul ăsta. Pe de altă parte, nici nu ca toată lumea să fie de acord cu ceea ce spun eu. Eu am explicat întotdeauna tot ceea ce am trăit ca sportivă și de fiecare dată mi-am arătat recunoștința pentru că asta simt și asta cred. Marius, tu ai în palmares toate medaliile posibile, olimpică, europeană, mondială, bravo, felicitări. Ce ți-a mai dat gimnastica în afară de aceste medalii? În primul rând, vis-a-vis de aceste persoane care sunt alături de tine și aș putea să spun că de la o vârstă fragedă și Andreea și eu am plecat la lot, iar acești antrenori, în primul rând, sunt a doua familie, sunt... Poate s-a întâmplat și mai mult ca sigur că asta așa e, dacă se calculează, cred că am stat mai mult împreună cu acești antrenori decât cu familiile noastre. Deci ca atare, educația care ni s-a dat și care ne ajută și în prezent, nu doar în calitate de campioni sau de performeri, ci și în calitate de oameni, oameni simpli pe care suntem în ziua de astăzi. Am un singur regret în gimnastică, faptul că... Pe lângă toate acele medalii care le-am obținut la toate competițiile posibile, de la europene, balcaneade, naționale, olimpiade și așa mai departe, nu am reușit să fac același lucru și la paralele. Paralele acolo unde am reușit să fiu în toate finalele, inclusiv la Sydney am avut finale la paralele, dar niciodată nu am reușit să-mi fructific valoarea și să demonstrez că și acolo meritam să câștig. Toată lumea aștepta, din păcate nu s-a întâmplat asta. Dar... Nu vreau să dau înapoi, ci am să lucrez cu cei care îi avem sau pe care îi mai avem în acest moment pentru a reuși acest lucru și să mă bucur alături de ei, de viitoarele lor rezultate. Cum mai merge treaba la lotul de gimnastică? Suntem, din păcate, destul de puțini sportivi. Deci sunt doar 8 sportivi, cu Marian Drăgulescu 9. El urmează să participe la olimpiadă, iar după care el se va retrage, deci rămân 8 sportivi. Posibil să mai vină de la Reșița, de la lotul de juniori, încă 4-5 sportivi, dar cu toate astea, situația nu este una foarte favorabilă, pentru că dacă ne uităm la alte țări, care tocmai ce au avut campionatele naționale, Japonia, Rusia și așa mai departe, au undeva la 70 de sportivi la seniori. Pe când noi, dacă adunăm din toată țara, nu cred că ajunge mai mult de 15-20 de sportivi. Ceea ce în final, în a forma echipa pentru competițiile majore, este destul de greu. Mai mult decât atât, există și unele probleme de sănătate și așa mai departe, dar sperăm să fim o echipă, atât cadrul medical, cât colectivul tehnic și absolut toți cei care sunt în federație, să reușim să fim uniți, să ne montăm și să ajutăm acești copii, fiecare pe partea lui cum poate, să scoatem ce e mai bun din ei și să reușim să obținem și noi rezultate așa cum s-a obținut odată. Ți se pare mai greu de făcut acum în zilele noastre performanță decât pe vremea ta? Este mai greu. Gimnastica a evoluat enorm de mult, enorm. Dacă pe vremea noastră era limitat și exista acel 10, ulterior s-a schimbat până la nota 10, s-a schimbat și erau notele mai mari, ca și în patinaj, două note, dificultate și execuție. Între timp, a ieșit din sfera de, nici nu știu, au ajuns la elemente H, I, deci elemente fantastice ce au ajuns să facă unii sportivi. Probabil și având o bază de selecție mult mai mare, le permite acest lucru. Este mult mai greu decât din ce se întâmpla pe vremea noastră. Și mai mult decât atât, revin să spun că neavând bază și neavând mulți copii în sală, nu avem nici mare posibilitate să creștem. Andreea, tu te-ai retras de la președinția Federației Române de Gimnastică. Cum te simți acum? Bine. Sigur, personal sunt foarte bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar m-am bucurat în această perioadă, deși a fost, sigur, dificilă cumva pentru toată lumea, însă eu am trăit-o din plin alături de copii, alături de familie.
Mi-aș fi dorit ca lucrurile să continue la federație, ăsta este adevărul, și am plecat cu mult entuziasm. Eram într-un moment foarte fericit și cumva, să spunem, dificil al vieții mele, pentru că urma să dau naștere primului copil, fetiței. Însă știam că am o echipă cu care vin, pe care mă pot baza și cu care manifestasem deja ideile și dorințele pe care le am pentru a reîncepe sau restarta, cum spunea și domnul Belu, sub o formă sau alta, tot ceea ce se întâmplă în gimnastica românească. Știam că este nevoie de multă răbdare și de foarte mult efort. Eram dispusă să-l depun. Cred totuși că în momentul în care nu ești bine, deși sigur eu sunt cumva o luptătoare și sportul m-a învățat asta, însă nu sub orice formă și cu orice preț, pentru că nu despre asta este vorba. În plus, trebuie ca și eu să am mulțumirea muncii pe care o depun și să văd că lucrurile încep să se întâmple. Ori doar să merg în cadrul federației și să stau în funcția de președinte doar pentru a spune că sunt președinte al Federației Române de Gimnastică, nu aș fi de acord sub nicio formă. Sunt un om care își dorește să se dezvolte întotdeauna, să vină cu lucruri noi, să facă lucruri bune și să lase ceva în urma lui. Ori o funcție, doar o funcție pentru a o avea, nu mi-aduce niciun fel de mulțumire și nicio împlinire. Când am văzut că lucrurile se desfășoară din ce în ce mai neplăcut și anevoios, având dispute la modul real, dispute cu cei care ar trebui să-și aducă aportul la repunerea pe picioare a gimnasticii românești, am considerat că este mai bine să fac un pas în lateral și să îi las să-și asume ceea ce nu doresc să facă. Repet, eu cred că toți oamenii care cunosc, înțeleg sport și cunosc gimnastica și-au dat seama că nu aveam eu cum și motivul, sigur, pentru care am spus că îmi dau demisia și a fost unul dintre acele motive pentru care am demisionat, a fost faptul că România nu s-a calificat la Jocurile Olimpice, însă sunt foarte conștientă că nu aveam eu cum să calific de una singură în 2 ani de zile echipa sau echipele de fete și de băieți la competiția olimpică. Am considerat că poate acest gest pe care eu l-am făcut va face în așa fel încât și alți oameni care sunt de foarte mulți ani acolo și care, din păcate, nu au reușit să păstreze un echilibru pentru ceea ce înseamnă gimnastica românească, vor face același lucru sau măcar vor face efortul de a înțelege că lucrurile nu pot continua așa în continuare, dacă ne dorim să mai avem performanță. Dacă nu ne dorim să avem performanță, atunci este absolut în regulă, doar că nu trebuie să mai povestim despre asta și trebuie să fim sinceri, să spunem că ne dorim să facem gimnastică pentru toți, de loaziri sau orice altceva, și atunci nu trebuie să mai întrebăm de performanțe la gimnastică sau de medalii la Jocurile Olimpice și așa mai departe. A fost o experiență neplăcută, chiar neplăcută, dar aștept să văd ce ar fi trebuit să învăț din ea. Cum să spun, mulțumirea faptului că eu, cel puțin personal, am dedicat timp, întreaga mea familie a făcut un efort pentru ca eu să pot fi acolo. Mama a venit să mă ajute. N-aș vrea ca cineva să înțeleagă, domnule, știi, ea e acasă acum cu 2 copii, era dificil. Nu, nu despre asta este vorba. A fost dificil și când am avut primul copil și cu toate astea mi-am asumat. Soțul m-a înțeles, mama m-a înțeles, întreaga familie m-a înțeles și au fost alături de mine pentru ca eu să pot să-mi duc la bun sfârșit ceea ce am promis. Așa încât motivele au fost cu totul și cu totul altele și nu trebuie să dăm vina pe micuți pentru, să spunem, neimplicarea sau răutatea unora sau altora. Cum crezi că mai poți ajuta gimnastica? Pentru că e una dintre marile tale iubiri. Sigur. Păi am să o ajut prin dragostea pe care o am pentru acest sport și ori de câte ori voi avea posibilitatea să fac lucruri pentru gimnași, pentru sportivi, am să fac lucrul acesta. Așa cum cred că oamenii deja cunosc, eu de 10 ani organizez Cupa de Gimnastică Andreea Răducanu, în orașul în care m-am născut, la Bârlad, tocmai pentru a întoarce ceva și comunității de acolo, clubului în care am făcut primii pași și am fost selecționată pentru a merge mai departe. Pentru sportivii care la vârste mici, din păcate, nu prea au competiții și se bucură să participe la această competiție și au posibilitatea să-mi adreseze. Sunt extrem de drăguți și fetele pun o grămadă de întrebări. Dacă cum făceam eu pe bârnă să nu cad, să nu am emoții? Dacă eu mă supăram când antrenorul îmi spunea că n-am făcut bine și mă punea să repet de mai multe ori? Sunt foarte sinceri copiii și pun întrebări dintre cele mai interesante. Așa încât e o plăcere și o mulțumire reală întâlnirea cu cei mici și la competiție, dar și în afara sălilor de antrenament.
Și cred că fiecare proiect pe care am să pot să-l fac, să-l dezvolt și să ajut și gimnastica, am să fac în continuare, până la urmă nu înseamnă că cei care sunt în federație sau federația înseamnă întreaga gimnastică și nu aș vrea ca cineva să creadă că am o frustrare pentru lucrul ăsta, ci pur și simplu recunosc că mă simt mult mai bine acum după ce am plecat de acolo, pentru că îmi provoca o stare extrem de neplăcută și emoțional și nu aveam nicio mulțumire a faptului că lucrurile măcar o iau pe un alt făgaș, pentru că asta a fost de fapt a fost marele semn de întrebare. Dacă suntem într-un moment în care nimic nu merge, absolut nimic, rezultate nu sunt, antrenori nu sunt, arbitri nu avem, nimic nu avem, de ce să-ți fie teamă să-ți asumi o schimbare? Ce poate să fie mai rău decât ce este acum? Nu te-ai calificat nici atunci, nu te-ai calificat nici acum la Jocurile Olimpice. Nu este un semnal că trebuie să încerci să faci lucrurile și altfel? Dacă eram la un super nivel, era poate în perioada noastră sau înainte de noi și rezultatele erau, veneau unele după altele, aveam antrenori sau tot ce era nevoie, am fi înțeles și atunci trebuie cumva să gândești în perspectivă ce urmează să se întâmple, asta dacă îți pasă și dacă înțelegi. Mi-ar plăcea tare mult să văd oameni în sport, în gimnastică, dar în sport în general, care nu se gândesc doar la ei, ci pur și simplu hai să fac ceva pentru sportul respectiv, pentru sportiv, pentru antrenor, să îmbunătățesc, cum spuneam mai devreme, să lași ceva în urma ta. M-am dus la Federația Română de Gimnastică voluntar și n-am avut absolut nicio pretenție, doar dorința de a face lucrurile altfel. Și am avut încredere că se va întâmpla lucrul ăsta. Doar că mizerile care s-au întâmplat și între sportivi noi, între noi, dacă vă aduceți aminte foarte bine cu poliția la ușă care mă ruga să-l primez pe un sportiv sau să... Au fost lucruri care, repet, a fost mult consum de energie, de timp absolut inutil, când am fi putut să facem altceva și așa cum am spus chiar și atunci când au fost alegerile, doar un efort comun poate să ne aducă pe un făgaș corect, pe un drum corect. Dacă au considerat cei mai mulți că Andreea Răducan, președinte, este doar pusă în poziție pentru a avea cui să dăm în cap și cui să-i cerem socoteală, în condițiile în care eu eram abia venită, deci și dacă lucrurile nu mergeau bine, nu era neapărat vina mea, pentru că e absolut firesc să înțelegi lucrul ăsta. Dacă asta au înțeles ei să facă, atunci înseamnă că n-are sens să ne mai chinuim să găsim răspuns la ceea ce s-a întâmplat sau la de ce a plecat Răducan din fruntea Federației Române de Gimnastică. Marius, tu ești în această funcție și pentru că simți să dai ceva înapoi gimnasticii? Pentru că te simți dator? Este cel mai mare vis al meu, tocmai de aceea am acceptat și să mă întorc, la un moment dat am fost plecat din țară, de a reuși și pentru mine și pentru acești copii cu care lucrăm, să mă împlinești pe parte ca și antrenor. Deci este un vis pe care sper să devină realitate și tocmai de aceea sunt dedicat în totalitate în ceea ce facem. V-am spus, nu este prea ușor pentru că sunt foarte puțin sportiv, încercăm să avem grijă de ei așa cum se poate, să lucrăm și să acumulăm și noi și să încercăm să urcăm și dificultatea în așa măsură încât să putem să fim la un nivel mai bun decât ce s-a întâmplat în ultimii ani. Bun, haideți să încheiem emisiunea așa într-o notă mai veselă, nu că până acum n-ar fi fost, dar am vorbit și chestii serioase. Cine sună primul să zică la mulți ani? Păi cred că în ultima perioadă mai mult Marius a sunat. Așa-i? Da, probabil că am sunat tema. Nu știu dacă în ultimii ani, dar ultimul an, anul trecut sigur a sunat, da. Marius primul. Dar nu, asta nu cred că este o problemă. Cine sună primul, important este că ori Andreea, ori eu și reușim să ne bucurăm împreună. Orice am eu cel puțin, orice aș face în momentul acela, și cu oricine cine vorbesc, dacă văd că Marius mă sună, am răspuns imediat, tocmai. Da, tocmai pentru că știm că ne sărbătorim în aceeași zi, că trăim sau că avem o zi frumoasă și împărtășim emoția asta, bucuria împlinirii încă unui an. Așa e. Marius. Întinerim. S-au amintit aici de nu știu câte ori, ce ani, câți ani împlinim. Aoleu, nu mai avem ce să mai ascundem. Tata, nu arătați de nicio culoare. Da, mulțumim, acum trecem busuiocul. Nu, așa e. Tu 45, nu tu 37, niciun caz. Mai sinceră să fiu, nici nu-i simt, pe cuvânt. Vă spun foarte sincer și recunosc că în ultimii 2 ani, când cineva mă întreabă câți ani am, parcă un pic trebuie să stau să mă gândesc, ca să spun, da, vârsta corectă. Important este ca timpul să treacă
frumos și să ne bucurăm de familiile noastre, de experiențele pe care le trăim în viață. Probabil fiind și copii alături de noi în permanență, chiar cea mică îmi spunea cu câteva zile, mami, tati, eu nu vreau să îmbătrâniți niciodată, deci fiind alături de ei, rămânem să fim tineri veșnic. Și se poate, studiile zic, se poate trăi chiar peste 100 de ani, dacă trăim echilibrat, doar că noi, fiind în emoții, în frici, că tot vorbeai tu de frici, nu prea ai cum să evoluezi. Da, așa este. E nevoie de multă încredere, de multă încredere. Cred că lucrurile astea se mai și antrenează. Da, detașarea asta vine cumva și odată cu experiența pe care o capeți. Dar, repet, eu cred că oamenii sau sportivii care au reușit să facă lucruri importante în viața lor și să ridice în picioare o arenă. Acum nu că vreau să dau un extrem a cealaltă, eu sunt destul un om destul de modest și echilibrat, dar chiar am revăzut de curând, pentru că s-au împlinit 20 de ani de la Sydney, și am revăzut de curând niște imagini și îmi dădeam seama că atunci, ok, n-am putut să mă bucur foarte tare de rezultatul ăsta frumos. Însă revăzându-le acum și mă gândeam, zic, Doamne, așa micuți, mărunței cum eram noi, reușeam să ridicăm atâta lume în picioare și cine știe câți în fața televizoarelor și să asculte imnul țării noastre pentru o performanță pe care pe cont propriu ai reușit să obții, n-are cum să nu fie un lucru fantastic și să nu îți manifeste recunoștința. Pur și simplu îmi dădeau lacrimile și mă gândeam, am reușit să fac lucrul acesta. Câte ca mine nu erau foarte bune, foarte bune în acel moment. Și universul a decis că eu trebuie să fiu la momentul acela pe podium sau noi ca echipă să fim pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. N-ai cum să... nu poți. Adică înseamnă că trăiești degeaba dacă nu conștientizezi și nu îți manifeste cunoștință sau nu încerci să întorci cumva ceva înapoi pentru tot ceea ce ai primit. Andreea Răducan, mulțumesc! Marius Urzică, mulțumesc! La mulți ani, să aveți o zi superbă în continuare, să vă bucurați de familiile voastre și de faptul că sunteți vii pe pământ și ați făcut ceva pentru România. Mulțumesc mult! Mulțumim! Dragilor, aici se încheie emisiunea. Sunt Gianina Iacob, ne revedem și mâine de la ora 16. Pe curând! Yeah.